și doi tineri, un băiat de 17 ani și o fată de 16 ani, au fost pulberați de o mașină în Suceava. Accidentul teribil s-a produs în zona policlinicii din oraș, în timp ce tinerii se aflau chiar pe trecerea de pietoni. Conform primelor informații, cei doi adolescenți au fost loviți în plin în timp ce traversau drumul regulamentar. Cele două victime au fost transportate de urgență la spital, iar fata a ajuns la unitatea de primiri urgențe în comă. Polițiștii ajuns la fața locului au constatat că șoferul implicat în accident are permis de conducere valabil, dar era băut. După ce a fost testat cu etilotestul, acesta a indicat o concentrație de 0,49 de miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.